Echipa națională de juniori a României a ocupat locul secund la cea de-a 20-a ediție a Jocurilor Mediteraneene. În ultimul meci din Turcia, reprezentativa țării noastre a pierdut în fața selecționatei similare a Croației cu scorul de 26-35. În preliminariile turneului de la Ankara, România a învins Irakul, scor 33-17, Turcia 30-20, Kosovo 31-16, Franța 25-18, Tunisia 31-17 și Muntenegru 28-18, pierzând un singur meci tot în fața Croației, scor 24-25. Universitarul Răzvan Râpa a fost desemnat cel mai bun portar al turneului. CSU Suceava a mai fost reprezentat în lotul României de extrema stânga Teodorii Lucă, interul stânga Codrin Dascălu, centrul Andrei Rață, pivotul Emanuel Șerban și extrema dreapta Eduard Rusu. Vasile Boca s-a aflat pe banca tehnică în postura de selecționer. Pentru Naționala de Juniori a României, Jocurile Mediteraneene au făcut parte din programul de pregătire pentru Campionatul European U18, care va avea loc în luna august la Podgorica, în Muntenegru. Acolo tricolorii vor juca în grupa E, alături de Spania, Portugalia și Austria.